Bine ați venit! Astăzi o să reluăm despre Calea Lactee, care în greacă se numește și Galaxias. Este galaxia gazdă a sistemului nostru solar și a altor aproximativ 200 de miliarde de stele, cu planetele lor cu tot și peste 100 de 1000 de nebuloase. Toate obiectele din galaxie orbitează în jurul centrului de greutate al galaxiei, numit și centru galactic. S-a vorbit despre planete, despre sateliți, o să le reluăm un pic. Calea Lactee este un gigant, având o masă de circa 750-1000 de miliarde de ori mai mare decât a Soarelui și un diametru aproximativ de 100 de mii de ani lumină. Galaxia noastră face parte dintr-un grup format din trei mari galaxii și un număr de alte 30 de galaxii mai mici, ea fiind a doua ca mărime după galaxia Andromeda. Aici avem galaxia Andromeda, care este situată la aproximativ 2,9 milioane ani lumină. Este cea mai apropiată și mare galaxie față de noi. Cu toate acestea, un număr de așa numite false galaxii se găsesc mult mai aproape de noi, acestea jucând un rol de sateliți ai galaxiei noastre. Cea mai apropiată dintre acestea se găsește la 80.000 de ani lumină de noi și la 50.000 de ani lumină de centru galactic, deci galaxia Andromeda și vecinii săi. Avem aici în imagine vecinătatea galactică. În jurul galaxiei noastre orbitează alte câteva galaxii mici, numite sateliții galaxiei. Aceste galaxii sunt galaxii pitice, ce nu conțin mai mult de 3 miliarde de stele. Cei mai cunoscuți sateliți sunt norii lui Magellan, vizibil cu ochiul liber din emisfera sudică, și până în prezent s-au descoperit 50 de sateliți ai galaxiei noastre. Galaxia Calea Lactee este imperceptibilă între alte galaxii din grupul nostru, ar fi necesar peste 10 milioane de ani lumină pentru a călători în această imagine. Galaxia Calea Lactee începe să se observe, norul lui Magellan din apropiere și celelalte două galaxii care se află în partea stângă. O călătorie de la un cap la altul al galaxiei noastre cu viteza luminii ar dura peste 100.000 de ani. Viteza luminii, cea mai mare viteză cunoscută, este de 300.000 km pe secundă. Galaxia Calea Lactee este o galaxie spiralată cu bare de forma unui disc, având un diametru de aproximativ 30 de kiloparsecs sau 100.000 de ani lumină și o grosime de aproximativ 3.000 de ani lumină. Da? Vedeți centrul galaxiei aici. Calea Lactee arată ca o roată uriașă cu un butuc proeminent. Harta este realizată cu o parte internă a galaxiei, de unde pornesc două brațe spiralate proeminente, simetrice, care se extind spre partea exterioară, ramificându-se în patru brațe. Brațele spirale nu au putut fi vizualizate direct, astfel încât cercetătorii s-au sprijinit pe astfel de dovezi. Sistemul nostru solar este situat la 20.000 de ani lumină deasupra planului ecuatorial de simetrie și la 28.000 de ani lumină de centru galactic. Galaxia Calea Lactee are patru componente principale. Vedem nucleul, discul cu spirale, haloul din fața lui și roile globulare. S-ar putea să existe și un halo exterior, o coroană galactică, iar acest disc se rotește și nucleul nu. Calea Lactee este centrul galaxiei observat în domeniul radio. Aici sunt notate cele mai importante formațiuni. S-a observat că o gaură neagră, cum este aici în săgetător,
Ea nu are mișcare orbitală, fiind situată în centrul galaxiei noastre. Masa găurii noastre este din centrul galaxiei de 2 milioane de mase solare. Aceasta este de fapt cea mai apropiată gaură neagră față de planeta noastră. Undeva în centrul propriei noastre galaxii acționează cea mai mare gaură neagră observată vreodată în Calea Lactee. Imensa desfășurare a forței cosmice a fost botezată de către astronomi Sagittarius A datorită apropierii sale de constelația Săgetătorul. Centrul galaxiei se găsește în direcția constelației Săgetător, la o distanță de Soare cuprinsă între 25 și 28 de mii de ani lumină. Galaxia noastră se rotește cu aproximativ 900 de kilometri pe oră. Într-o altă imagine avem aici cea mai reușită până în prezent, făcută de astronomii care au surprins un număr impresionant de stele, de aproximativ 600 de mii de stele. Aici o altă imagine fotografiată în 1990. Vedeți și galaxia Calea Lactee are și forma unei spirale uriașe. Brațele acesteia conțin, pe lângă altele și materie interstelară. Galaxia a fost imortalizată de americanul Wally Pacova cu o cameră foto ultra performantă în interiorul unei peșteri și aceasta poate fi observată dar cea mai mare planetă a sistemului nostru solar și Jupiter. Deci în fotografie este surprinsă și Calea Lactee, dar și planeta Jupiter. S-a descoperit un nor de gaz interstelar aflat în constelația Cygnus, ce se îndreaptă spre Soare. Norul de gaz are un diametru de 25.000 de ani lumină, se numește puful local. Sau mai științific, această regiune se numește norul interstelar local și se află la 10.000 de ani lumină. Deci, brațul lui Orion, aici avem Soarele, alte nebuloase care se văd. Deci, toate sunt la aproximativ 10.000 de ani lumină. Cele mai spectaculoase nebuloase din brațul local avem nebuloasa Omega, care este cunoscută și M17, se află la aproximativ 5.000 de ani lumină depărtare de sistemul solar. Nebuloasa Crabul, din imagine, a fost descoperită în anul 1731 și este rezultatul unei explozii stelare observate de chinezi în anul 1054. Aici avem nebuloasa Eta Carina, care reprezintă un imens nor de gaz expulzat de supergiganta stea. Nebuloasa Rosette. Da. Aici nu prea am găsit detalii despre această nebuloasă. Nebuloasa California se numește. Deci, vi s-a vorbit și data trecută, da, și de câteva nebuloase. Aici nebuloasa Lagom. Și cât vedeți că fotografiile sunt diferite, deoarece ele se fac cu camere, se suprapun și ies diferite, depinde când sunt făcute și dau fel de fel de imagini. Nebuloasa Vulturul, nebuloasa Trifid. Nebuloasa Coconu. Cele sunt formate din mai multe stele și gaz și
gaz interstelar. Aici avem nebuloasa Voalul, deci cea din centru de aici. Uitați ce imagini superbe! Nebuloasa Orion, cel mai nou loc de formare a stelelor din cadrul acestuia, este mult mai mare. Ea este numită și o pepenieră sau unde are loc nașterea stelelor. Centrul galaxiei este format din stele bătrâne, concentrate în grupuri cu formă sferică. Studiul astronomilor din cadrul Institutului Max Planck pentru fizica extraterestră a avut o perioadă de cercetare pe aproximativ 16 ani. Aici sunt noi observații asupra spațiului care au relevat formarea Căii Lactee, au numit fabrici de supernove, reprezentate prin grupuri de stele gigantice localizate la aproximativ o distanță de 20.000 de ani lumină. Roiurile globulare, roiuri stelare de formă sferică, ce conțin între 10.000 și 1 milion de stele, aceste roiuri sunt dispuse în jurul galaxiei noastre într-un halou, fiind concentrate în jurul centrului galactic, iar roiurile globulare se rotesc în centrul galactic pe orbite excentrice. Ele nu iau parte la mișcarea brațelor galaxiei, până acum sunt catalogate peste 151 de roiuri globulare. Pleiadele, numite și cele șapte surori, fac parte din catalogul Messier, întocmit de astronomul francez Charles Messier. Este unul din cele mai cunoscute obiecte Messiere de pe cerul nopții, numite și Messier 45 sau cloșca cu pui. Deci stelele se mișcă împreună și au viteză și aceeași direcție dacă liniile sunt identificate ca sens și ca mărime. O concurentă pentru titlul cea mai strălucitoare stea din Calea Lactei a fost descoperită recent undeva în centrul galaxiei numită Peonii, steaua Nebula sau noua stea care strălucește cu o lumină estimată la peste 100.000 de ani. În regiunea unde se află situat Soarele, se cunosc poziții exacte a celor peste 100.000 de stele. Pe o rază de 10.000 de ani lumină se află 12 stele, 7 dintre cele 12 sunt pitice roșii. Doar stelele Sirius A și Alpha Centauri sunt mai mari decât Soarele. Pământul este a treia planetă ca distanță față de Soare din sistemul nostru solar și a cincea ca mărime. Este una din acele planete interioare ale sistemului solar. Are o rază de peste 6.400 de kilometri, se mișcă în jurul Soarelui și la o distanță de peste 150 de milioane de kilometri. O să vorbim în continuare despre satelitul nostru natural, Luna. Luna este un corp astronomic care orbitează planeta Pământ, fiind singurul său satelit natural permanent. Este al cincilea, cel mai mare satelit natural din sistemul solar și este cel mai mare dintre sateliții planetari relativ la dimensiunea planetei pe care o orbitează. După satelitul lui Jupiter, Io, Luna este al doilea cel mai dens satelit dintre cei ai căror densități sunt cunoscute. Se consideră că Luna s-a format acum circa 4,51 miliarde de ani, nu cu mult înainte după Pământ. Există mai multe ipoteze pentru originea sa. Cea mai acceptată explicație este că Luna s-a format din resturile rămase după un impact uriaș între Pământ
și un corp de dimensiunile lui Marte, numit Theia. Formarea lunii. Au fost propuse mai multe variante de mecanisme care au dus la formarea lunii cu 4,51 miliarde de ani în urmă și la circa 60 de milioane de ani după originea sistemului solar. Printre aceste mecanisme s-au numărat fiziunea lunii din scoarța Pământului prin forța centrifugă, care ar necesita un moment cinetic inițial al Pământului prea mare. Capturarea gravitațională a unui corp anterior format, care ar fi necesitat această atmosferă a Pământului, mult prea întinsă, pentru a disipa energia corpului aflat în trecere, și apoi formarea Pământului și a Lunii împreună din discul de acreție primordial. Deci aceasta nu explică însă lipsa de metale de pe Lună. Aceste ipoteze nu pot explica nici momentul cinetic mare al ansamblului Pământ-Lună. Ipoteza predominantă este că sistemul Pământ-Lună s-a format ca rezultat al impactului unui corp de dimensiunile lui Marte cu protopământul, impactul gigant care a scos material de pe orbita Pământului, un material care apoi s-a adunat prin acțiunea gravitației pentru a forma actualul sistem Pământ și Lună. Fazele lunii, ele sunt diferite forme în care apare Luna văzută de un observator de pe Pământ. Sunt date de poziția lunii în raport cu Pământ-Soare. Acestea variază datorită mișcării de revoluție a lunii în jurul Pământului. Perioada de repetare a fazelor lunii este lumită și lună sinodică și are o durată de aproximativ 29,5 zile. Stadiile lunii. Avem lună nouă, atunci când ea se situează între Pământ și Soare. Fața este îndreptată spre noi și se află în întuneric. Se vede ca o semilună subțire, iar câteva ore apoi nu se mai vede deloc. În calendar este reprezentată printr-un cerc negru. Primul pătrar, atunci când se formea la primul pătrar, avem luna la o distanță de 90 de grade spre est. Se vede foarte frumos prin telescop, poate ați fost la unele observații și ați văzut craterele de pe Lună. Se vede cel mai bine când este în faza de prim pătrar sau în faza de ultim pătrar. Când avem Luna în creștere, este după cele 14 zile, după lună nouă. Iar Luna plină, atunci când Pământul se află între Soare și Lună, Luna se vede în întregime pe cer. În calendare poate ați observat și voi că este reprezentată printr-un cerc alb. Ultimul pătrar este atunci când Soarele are Luna în partea de vest, situată tot la 90 de grade. Deci Luna apoi este în scădere pentru încă 14 zile. Aici avem imagini, da? Cu primul pătrar. Cum este luna în fază crescătoare, lună nouă, lună calmă, îi se mai spune, și luna prin pătrar. Luna difuză, lună plină, lună cocoșată și aici la fel. Luna când este plină este vizibilă toată noaptea. Luna este un subiect extrem de interesant pentru explorarea științifică. De la prima aselenizare din anul 1969, diferite națiuni cu programe spațiale au trimis misiuni robotizate pe Lună în mod regulat, timp de 15 ani. Am avut o prezență umană continuă în spațiu pe orbita joasă a Pământului, echipajul de la bordul Stației Spațiale Internaționale. Și a venit acum timpul să trecem și la alte etape.
Luna este o etapă preliminară în explorarea planetei Marte, așadar se planifică noi misiuni lunare, robotice și cu echipaj uman. Cu siguranță, activitățile suplimentare pe cel mai apropiat corp ceresc de Pământ vor inspira și vor motiva generațiile viitoare să se dedice disciplinelor tehnice științifice. Sunt câteva păreri ale unui director general de la ESA, spunând că spațiul are foarte multe de oferit. Revenirea pe Lună, un moment cheie pentru drumul către Marte, beneficiile activităților spațiale și importanța lor pentru societate în ansamblu au crescut considerabil cu trecerea decenilor. În prezent se beneficiază de tendințe prin prognoze meteo mai precise, oriunde și oricând. Spațiul ne oferă instrumente fiabile și date care ne ajută să observăm problemele dificile la scară planetară. Sateliții contribuie la monitorizarea evoluției epidemiilor, cum ar fi Ebola, făcând posibile alertele și răspunsurile rapide. Sateliții sunt și un mijloc de a asigura accesul educației în zonele izolate. Aplicațiile spațiale au un potențial mult mai mare în ceea ce privește contribuția la dezvoltarea umanității și, în general, la soluționarea problemelor dificile cu care se confruntă societatea modernă. Situația actuală și scopul programelor spațiale care abordează și această problemă. În Europa, majoritatea programelor spațiale de securitate sunt întreprinse la nivelul național. Între ESA și UE se îndreaptă împreună pentru programe comune cu o dimensiune de securitate, cum ar fi Galileo și Copernicus. La nivel european, ESA răspunde la cererile de securitate sporită cu și pentru sistemele spațiale. Cetățenii așteaptă de la guvernele lor să se garanteze protecția și securitatea cibernetică, iar programele spațiale joacă un rol cheie în răspunsurile la această cerere a societății. Pentru că nu e așa ușor să sunt diferite costuri care necesită aceste misiuni pentru Lună. Se pare că întâi trebuie să se plece pe Lună ca să se poată zbura apoi pe planeta Marte. Ce sunt eclipsele? Ia să vedem, știe cineva de aici? Aici în spate, am vorbit. Eclipsele sunt evenimente astronomice care au loc atunci când un corp ceresc trece prin fața altui corp ceresc. Traiectoria Lunii se intersectează cu ecliptica de două ori pe an. Linia ce rezultă se numește linia nodurilor. O eclipsă poate avea loc doar în apropierea acelui nod și doar dacă Luna este plină. Aproximativ 6 luni se despart de acele două puncte. Deci, odată avem în punctul vernal și odată în punctul autumnal. Așa se numesc aceste noduri. Aici avem o diagramă care reprezintă pozițiile Soarelui, a Pământului și a Lunii, când avem o eclipsă de Lună. Se vede conul de umbră central și penumbra. Eclipsele de Lună au loc doar atunci când suntem la faza de Lună plină, deci când satelitul nostru natural se află în partea opusă Soarelui față de Pământ, Luna fiind luminată din plin. Da? Singura lună în care nu a fost lună plină de-a lungul istoriei a fost în luna februarie în anul 1865. În medie, eclipsele durează între 4 și 5 ore, se produc deci atunci doar când luna intră în umbra sau în penumbra Pământului. Am avut în 2019 un an mai special când o eclipsă de lună a durat până la 6 ore. Evoluția eclipsei se urmărește timpul legal român.
Deci se intră în penumbră, deci este primul contact. Apoi avem umbra, apoi maximum eclipsei și din nou ultimul contact și se vede din nou umbra și apoi se iese din faza de contact. Ce cauzează o eclipsă? Eclipsele au loc când Luna se mută într-o poziție de aliniere cu Soarele și cu Pământul. Există două tipuri fundamentale de eclipsă, lunară și solară. Majoritatea oamenilor au văzut cel puțin o eclipsă totală de Lună. Aceasta are loc când întreaga Lună trece prin umbra Pământului. Iar în acest caz, Soarele și Luna se află în părți opuse Pământului. Dacă vedeți o eclipsă de Lună, atunci este vizibilă, deci doar noaptea se întâmplă acest eveniment, în anumite timpuri cu Lună plină. Se va observa cum strălucitorul disc al Lunei se va înnegri, câteodată capătă o nuanță de roșu arămie, pentru o perioadă de o oră sau, vă spuneam, până la aproximativ 6 ore. Eclipsa de Lună nu egalează nici pe departe magnificul spectacol oferit de rarele și minunatele eclipse totale de Lună, care au loc atunci când Luna trece direct printre Soare și Pământ, în acele momente când Luna trece printre Pământ și Lună, se poate observa cum aceasta se suprapune peste Soare, partea întunecată a lunii, obscurând total Soarele. O a treia categorie de eclipsă are loc atunci când umbra Lunii trece peste Pământ, dar acest tip de eclipsă nu este destul de lungă pentru a atinge suprafața. Conul de umbră se micșorează până atinge Pământul. Acest efect se întâmplă atunci când Luna este destul de departe în orbita ei față de Pământ. Luna apare mai mică și nu este capabilă să acopere complet Soarele. Când Luna este centrată pe Soare, se produce un inel de lumină care rămâne vizibil pe margini. Acest tip de eclipsă este numită eclipsă inelară. Dintr-o dată cerul se înnegrește, umbra Lunii se mișcă cu câteva mii de mile pe oră, aduce odată cu ea un dramatic efect de noapte. Cerul aproape de orizont apare încă luminos și acest fapt cauzează o lumină roșiatică și este neobișnuit un efect de umbră. Întunericul în timpul zilei nu este așa de negru precum este noaptea, dar în aceste condiții participă la crearea unui fenomen luminos unic în centrul acestui cer întunecat, unde are loc un spectacol al acestei eclipse a coroanei Soarelui. Această coroană strălucește în toate direcțiile, în jurul discului solar întunecat. Este de 1.000.000 de ori mai slabă decât adevărata lumina Soarelui. În interiorul eclipsei se face simțită lumea plantelor și animalelor. Păsările încetează să mai zboare, florile își închid petalele, ca și când noaptea s-ar fi instalat cu adevărat. Temperatura scade dramatic în urma trecerii umbrei lunii. Memoria acestei experiențe este permanentă, frumusețea neasemuită a coroanei, deci nu se poate asemăna cu nimic, pur și simplu nu există nimic la fel de frumos și unic ca aceasta. Coroana vizibilă în eclipsa totală de Soare a fost în data de 11 iulie 1991 și s-a înregistrat în Mexico. Deși eclipsele solare și lunare au loc cu o anumită frecvență comparabilă, totuși este mai normal să asistăm la cât mai multe eclipse lunare. Aceasta se datorează faptului că Luna este întunecată și poate fi văzută de oriunde din jumătatea de pământ în timpul eclipsei. Este remarcabil totuși faptul că eclipsele de Soare
au totuși loc. Ele sunt posibile datorită faptului că Soarele și Luna sunt observate de pe Pământ, având aceeași dimensiuni. Diametrul Soarelui este de 400 de ori mai mare decât cel al Lunii și se află la o distanță de 400 de ori mai mare decât Luna față de Pământ. Această condiție permite Lunii să acopere Soarele și eclipsa totală de Soare nu ar fi fost niciodată vizibilă de oriunde de pe Pământ dacă nu ar fi fost mai aproape, la aproximativ diametrul Lunii de 2160 de mile. Efecte ale eclipselor. O eclipsă totală de Soare începe aproape inexcizabil. Luna își începe trecerea peste fața Soarelui cu un mic punct care apare din partea vestică a marginii Soarelui. Această fază progresează cam o oră, dar în puține indicii despre apropierea întunericului. În acele ultime minute premergătoare întunericului, lumina Soarelui dispare foarte repede. În timpul eclipsei are loc un fenomen interesant. Sunt liniile înguste alternative de întuneric și lumina poate fi văzută ondulându-se în paralel pe suprafețele netede. Acestea se numesc benzi de umbră și sunt rezultatul luminii Soarelui distorsionate de neregularitățile din atmosfera Pământului, sunt cel mai bine observate pe acei pereți. Dintr-o dată cerul se negrește, umbra lunii se mișcă cu câteva mile pe oră, aduce cu ea un dramatic efect de noapte, cerul aproape de orizont apare încă luminos și acest fapt cauzează o lumină roșie și un neobișnuit efect de umbră. Întunericul în timpul zilei nu este așa de negru precum este noaptea, dar în acele condiții participă la crearea sa un efect luminos unic. Deci, în centru acestui cer întunecat are loc acest spectacol al eclipsei. Se vede coroana solară. Aceasta strălucește în toate direcțiile în jurul unui disc solar întunecat. De un milion de ori este mai slabă decât adevărata lumină a Soarelui. Întunericul eclipsei se face simțit, spuneam, în lumea plantelor și animalelor, pentru că ele încep să simt acest fenomen și atunci fac o gălăgie pentru că sunt și ele afectate de acest fenomen. Avem și o scară a strălucirii eclipselor numită scara Danjon. Pentru a determina culoarea și strălucirea lunii în timpul totalității, astronomul André-Louis Danjon a inventat o scară a strălucirii eclipselor sau clasificarea eclipselor totale de lună. Cei care observă eclipsele de lună pot estima în timpul totalității clasa eclipsei pe scara aceasta numită Danjon. Trebuie doar să privească luna cu ochiul liber, să determine în funcție de aspectul ei valoarea. Avem aici notate. Luna, când este foarte întunecată, el este egal cu 0, deci este aproape invizibilă de maximum eclipsei. Avem o coloratură inexistență. Atunci când este L egal cu 1, eclipsa este de culoare cenușie. Detaliile de pe discul solar sau mările sunt vizibile foarte greu. Apoi avem L egal cu 2. Eclipsa este de culoare roșu închis sau ruginie. Se vede marginea umbrei mai deschisă la culoare. Centrul discului selenar este mai întunecat. Apoi la L3 avem o eclipsă cărămizie. Umbra are o margine gălbuie. La L4 avem o eclipsă strălucitoare de culoare roșu deschis sau portocaliu. Marginea umbrei are o culoare albăstrie, iar în timpul totalității se văd toate detaliile de pe discul lunar.
Astronomia poate calcula cu mare precizie succesiunea eclipselor din trecut și viitor. Astronomul austriac Theodor Ritter, printr-o carte publicată în 1887, descria această succesiune a tuturor eclipselor din anul 1207 înaintea erei noastre până în anul 2162 era noastră. Cutremurele există nu doar pe Pământ, ci și pe Lună, pe Soare sau pe alte planete și chiar pe stele. Se presupune de către specialiști că activitatea seismică pe planeta Marte a fost foarte intensă de-a lungul istoriei, însă în prezent cutremurele înregistrate aici sunt de mică magnitudine. Pe Lună au pășit 12 astronauți care au adus pe Terra aproximativ 382 de kilograme de rocă. Durata totală a fazelor eclipsei de lună poate ajunge până la 4 ore. Spuneam că ajunge și a ajuns deci la 6 ore cel mai mult. De asemenea, intervalul în care luna se află în întregime în umbră se poate prelungi la mai mult de 110 minute. Eclipsele de lună se realizează numai la lună plină, mai precis la opoziția dintre lună și soare. Iar dacă forma lunii este de seceră, adică avem forma literei C, luna este în descreștere. Iar când este în formă convexă, în forma literei D, luna este în creștere. Litera descrie exact invers fazele lunii, deci D este în creștere și C este în descreștere. Luna nu traversează bolta cerească neapărat noaptea. Da? Ea știți că se numește și sora Soarelui și se aleargă unul pe altul. Deci, sau se pot și întâlni odată pe cer. Putem vedea și ziua. Deci, există nopți și fără lună, pentru că luna a traversat cerul în timpul zilei. Așa se explică faptul că în unele zile, când este senin, luna poate fi văzută pe cer, deci și ziua. Eclipsele de lună, spuneam că se realizează numai când este lună plină, mai precis la opoziția dintre lună și soare. Cum spuneam că este o vorbă, când soarele și luna se pare că nu se întâlnesc niciodată, e bine le vedem pe cer. Sunt zile când soarele și luna răsar în același timp, de exemplu în zilele cu lună nouă, soarele și luna răsar în același timp și apun aproximativ concomitent la câteva minute diferență, iar în zilele cu lună plină, luna apune exact la răsăritul soarelui. Luna nu traversează bolta cerească neapărat noaptea, există și nopți fără lună pentru că spuneam că a traversat în timpul zilei. Când privim luna printr-un binoclu, descoperim la suprafața sa munți, șesuri și cratere, dar mai ales după ce sondele și astronauții au pornit să cucerească luna, relieful acestuia a ajuns să fie cât mai bine cunoscut. Șesurile formează petele întunecate care conturează ochii, nasul și gura de pe chipul pe care îl vedem atunci când privim luna cu ochiul liber. Ați văzut că atunci când vă uitați la lună se văd niște pete mai întunecate. Da? Odinioară se credea că acestea sunt mări, așa s-au dat și nume poetice, cum este Marea Serenității, Marea Liniștii, Lacul Viselor. Aceste nume au fost păstrate, chiar dacă azi se știe că pe lună nu există apă. Deci ele erau numite așa zisele mări, da? Dar este filozofic. Cei mai înalți munți ating înălțimea de 8200 de metri în altitudine, cu mai puțin mai mică decât cea a Everestului. În timp, luna este acoperită de cratere cu mărimi diferite,
Ele au fost formate de meteoriți care au căzut pe Lună în urmă cu miliarde de ani, cele mai mici dimensiuni, cu totul minuscule, și altele mai mari care depășesc 200 de kilometri. Unele dintre ele au și striații albe dispuse ca spițele unei roți. Acestea sunt urmele lăsate de solul lunar în toate direcțiile de impactul unor meteoriți. Începând cu anul 1959, sunt zeci de sonde automate care au fost lansate spre Lună. Primele erau destinate simplei fotografiere a suprafeței, în timp ce altele apoi au reușit să trimită primele imagini ale feței nevăzute ale Lunii. Ulterior, sondele au aterizat pe Lună, au furnizat informații mai precise despre suprafața acesteia, iar mai târziu, sateliții care au fost plasați pe orbită în jurul Lunii au fost studiați și fotografiați timp de mai multe luni. În cele din urmă, omul însă și-a pășit pe Lună între anii 1969-1972. Au fost 6 zboruri efectuate de navele spațiale Apollo, care au permis celor 12 astronauți americani să pășească pe Lună. Aceștia, deci, au fost Neil Armstrong, Irving, Aldrin, pe data de 20 iunie 1969, în timpul zborului efectuat de Apollo 11. Astronauții misiunii au instalat pe suprafața acesteia instrumente științifice, au efectuat diverse măsurători și au adus pe Pământ pentru analiză peste 400 de roci selenare. Cu toate că este o lume complet diferită față de a noastră, fără apă și fără urme de viață, solul lunar este plin de roci scufundate, mai mult sau mai puțin, într-un strat gros de pulberi, cenușii. Omul nu poate trăi pe Lună fără un echipament adecvat, fiindcă, spre deosebire de Pământ, Luna știm că nu are atmosferă. Fără o atmosferă care să o protejeze, Luna primește din plin ploaia de meteoriți și de radiații venită din spațiu. Ea este expusă direct razelor soarelui în plină zi, temperatura depășește peste 100 de grade Celsius noaptea și apoi scade sub 150 de grade. Aceste variații de temperatură de la zi la noapte sunt mai lungi decât pe Pământ. Fiecare dintre ele durează aproximativ 2 săptămâni. Cerul de pe Lună este mereu negru, iar dacă soarele strălucește, pe Pământ ar fi la fel, nu ar exista atmosferă care ar difuza lumina soarelui. Luna este satelitul natural al Pământului, ea gravitează în jurul Pământului la o distanță medie de 384.400 de kilometri, are un diametru de 3.473 de kilometri, o masă de 1/81,3 din masa Pământului și o densitate medie de 3,34 grame pe centimetru cub. Perioada de revoluție în jurul Pământului este de 27 de zile, 7 ore și 43 de minute și 11,47 secunde. Vedeți că la secundă este înregistrat. Acest interval de timp se numește și perioadă siderală. Este egal cu perioada de rotație axială, fapt pentru care Luna arată mereu aceeași față Pământului. Vă puteți imagina așa ca un butoi care se rostogolește și ne arată tot timpul aceeași față. Aici avem partea vizibilă a Lunii de pe Pământ, spuneam de Marea Frigului, Marea Humboldt, Marea Ploilor, craterul Gauss, Marea Selinității, craterul Arhimede,
Oceanul Furtunilor, Munții Apenini, Munții Crizelor, Munții Smait, Marea Liniștii, Marea Aburilor, Craterul Copernicus, Craterul Ptolemeu, Craterul Langrenus, Marea Nectarului, Craterul Gansparii, Marea Umezelii, Marea Norilor, Craterul Walter, Craterul Brancastor, Craterul Petavius, Craterul Sinkard, Craterul Bild, Clavius, Magius, Moretus, Demagos și Craterul Iont. Deci pe partea vizibilă a Lunii. Aici v-am spus despre Marea, mai avem o imagine cu craterele și cu mările și cu, aici cu roșu, deci unde au aselinizat misiunile Apollo. Poate ați auzit și de luna albastră, acea denumire populară. Acest fenomen se întâmplă, deci după, se poate întâmpla ca într-o lună să avem de două ori lună plină. Nu are nicio legătură, deci, cu culoarea albastră. În anul 2018, o eclipsă totală a unei luni albastre a avut loc pe 31 martie în 1866, deci acest fenomen s-a repetat și în 2018. Acest fenomen de lună albastră nu s-a mai produs în ultimii ani, deci în ultimii 152 de ani. Următoarea eclipsă, când va fi o lună albastră și va trece prin umbra Pământului, va fi pe 31 decembrie 2028, apoi în ianuarie 2037. Ambele eclipse vor fi eclipse totale. Spuneam de unde vine acest numele acestui fenomen. Ea doar coincide, deci, cu eclipsa totală lunară. Este fenomen numit și lună sângerie. Totul se întâmplă atunci când Pământul se află între Soare și Lună, determinând lumina solară să treacă prin atmosferă, care va filtra lumina albastră, rămânând doar nuanța de portocaliu și roșu. Fenomenul constă în suprapunerea fazei de lună plină cu luna nouă. Deci luna va fi la perigeu, este punctul cel mai apropiat de Pământ. Se vede cu 18% mai mare față de medie. Superluna este un termen nou introdus în astronomia modernă și a fost inventat de astronomul Richard Knoll în 1979. Anterior, astronomii numeau acest fenomen pur și simplu lună plină la perigeu, respectiv lună nouă la perigeu, potrivit mediapax.ro. Soarele, care este de 400 de ori mai mare decât luna, se află la o distanță de 400 de ori mai mare. Această condiție permite acoperirea sa. De fapt, diametrul lunii ar fi fost cu 140 de mile mai mic atunci când luna nu ar fi fost destul de mare pentru a acoperi soarele și s-ar fi produs o eclipsă totală. Efectele eclipselor. O eclipsă totală începe aproape insesizabil. Spuneam că este cel mai apropiat astru față de Pământ. Are un diametru de 3476 și este mai mică decât Statele Unite. Aici avem fața văzută și nevăzută.
luna nu produce lumină, ea reflectă lumina primită de la soare, are o față luminată, cea care se află spre soare, și o față întunecată, cea care se află în partea opusă soarelui. Da? Deci avem faza de ultim pătrar aici. Când luna se învârtește în jurul propriei axe, în același ritm, în care se învârtește și în jurul Pământului, în decurs de 4 săptămâni, ea ne arată de fiecare dată aceeași față, da? Fața vizibilă a lunii. Cealaltă este numită și fața invizibilă. Aici o avem. Fazele lunii sunt rezultatul schimbării poziției lunii față de soare. Când luna se află deci între soare și pământ, noi deci nu o vedem, îi spunem lună nouă. Se notează cu L și N mare. Peste 2 sau 3 zile ea apare seara, se vede în partea de vest, sub forma unui corn subțire. Acest corn se mărește zi de zi, la sfârșitul unei săptămâni. Luna a parcurs deja un sfert din orbita sa, în jurul Pământului, și ne arată jumătate din fața sa luminată, deci intrăm în faza de prim pătrar. Se notează cu P, P, deci P mare, și este vizibilă seara. Apare de formă ovală, numită și lună cocoșată. Aici. Iar după ce a parcurs jumătate din orbita sa, se află într-o poziție opusă soarelui în raport cu pământul și prezintă fața rotundă, strălucitoare, toată noaptea. Și spunem lună plină, notată cu L și P mare. Apoi fazele se desfășoară invers, luna apare din nou cocoșată, apoi distingem jumătate din discul lunar, ultimul pătrar, vizibil dimineața. Câteva zile mai târziu, aceasta capătă din nou fața de corn la est, iar în cele din urmă dispare complet, este din nou în faza de lună nouă și urmează începutul unui nou ciclu al fazelor. Între două faze de lună nouă se scurg aproape 29,5 zile, acest interval se mai numește și lunație. Originea lunii sunt trei ipoteze. Prima este ipoteza separării lunii de pământ, a doua este ipoteza captării și a treia, cea mai credibilă, este ipoteza creației sau acumulării. Da? Vedeți aici impactul dintre două corpuri cerești. Eclipsa de lună văzută din spațiu, umbra care acoperă luna este cea a pământului. Când luna este umbrită în întregime, este eclipsă totală. În timpul unei eclipse de lună putem observa umbra pământului, care are un contur rotund. Cel mai adesea luna trece puțin mai jos de umbra pământului sau sub aceasta. Da? Se vede aici cum este umbrită. Da? Sau aici, în faza aceasta. Existența munților pe lună a fost remarcată încă din secolul al XVII-lea, după inventarea lunetei. Cele mai înalte culmi se află în apropierea polului sud al lunii. Mările lunare nu au nimic în comun cu cele terestre, apa lipsind de pe lună cu desăvârșire. Ele sunt regiuni aproximativ plane, la scară mare, cu reliefuri denivelate la scară locală. Prima misiune care a avut echipaj la bord și care a selenizat a fost misiunea Apollo 11.
pe 21 iulie 1969, Neil Armstrong și Edwin Aldrin au fost primii oameni care au pășit pe lună în timpul acestui zbor, iar în total cei 12 astronauți au pus piciorul pe lună în 6 locuri diferite. Ați văzut și în acea imagine unde erau punctate cu X roșu acea imagine. Ei au realizat mii și mii de fotografii, au instalat diverse și diferite instrumente științifice. Aici avem câteva date tehnice despre lună și sunt trecute și planetele. Imagini ale reliefului lunar. Vedeți cât de frumos se văd, da? Văzute așa prin telescop. Cât de frumos se văd craterele de pe lună. E dantelată. Ne cam oprim aici. Și o să continuăm data viitoare.